Să vedem pentru Tauri. Ei sunt acum, exact cum spuneai, gazdele lui Uranus. Un Uranus care, din păcate, zilele acestea face o opoziție cu Soarele și cu Venus. Nu este atât de grav, chiar dacă Venus este retrograd. Taurii cred că și-ar dori pe undeva mai mulți bani, pentru că această planetă a bunăstării în exil arată faptul că ceva îi necăjește, ceva îi nemulțumește financiar. Fie și-ar dori să facă niște investiții pe care nu și le permit, fie și le permit, dar după aceea regretă, fie alții apelează la ei financiar și ar vrea să-i ajute, dar nu reușesc. În orice caz, este foarte multă tulburare și pe asocieri, destul de căutați taurii zilele acestea, nu se plictisesc, multă lume trage de ei, au foarte multe activități, dar totuși ceva nemulțumește în zona aceasta și financiară și relațională. Putem spune că sunt oarecum în centrul atenției cu Venus conjunct cu Soarele în semn opus, dar o atenție care nu le aduce numai beneficii, o atenție care, sincer vorbind, nu îi liniștește pe de-a întregul. Nu, dar și ei beneficiază de înțelepciunea pe care poate să o aducă Saturnul acela din Capricorn, din semn prieten. Deci au detașare, au cumva un echilibru interior pe care îl pot folosi în favoarea lor. Și într-adevăr, n-a fost nici luna plină prea blândă cu ei. Poate au fost migrene, poate a fost nesomn, poate sunt probleme presante care nu îi lasă să se odihnească, dar în același timp să nu uităm că ei, cât îl mai au puțin pe acest Uranus, au și capacitatea de a-și înțelege foarte bine viitorul, de a-și lua deciziile cu privire la propria personalitate. Și într-adevăr, tensiunile pe care le pot avea în cuplu, de fapt, nu sunt decât niște tensiuni care să-i lămurească dacă acel cuplu în care se află este cel potrivit sau nu. Este un moment de limpezire maximă pe care Venus și Soarele le aduc. Venus, în schimb, va trece repejor în balanță, deci pe casa 6-a a Taurului, și asta este posibil să le aducă pe agenda lucruri legate de locul de muncă, de oamenii alături de care fac tot felul de proiecte, de echipele în care lucrează. Și ar fi bine să nu intre în conflicte cu aceștia, să nu uităm că există opoziția care se va menține. Nu este, chiar dacă avem atâtea opoziții pe cer și poate cerul ne-ar zice toată lumea împotriva ta, tu ești singur, am face bine să vedem resursele noi și în ceilalți și cumva să contrazicem, mai ales taurii, să contrazică toate aceste energii și să dovedească că pot fi oameni de echipă, pot fi oameni de familie, pot fi oameni pe care ceilalți se pot baza așa cum de fapt lor le și place. Nu trebuie căutate situații anume, trebuie să le spunem taurilor că o atitudine bună în această perioadă cu Uranus în semnul lor este să nu caute ceva anume. De exemplu, dacă sunt tauri care s-au obișnuit să lucreze într-un anumit domeniu, nu trebuie să caute neapărat să lucreze numai în acel domeniu, în această perioadă cu Uranus în semn, pot fluctua domeniile, deci pot lucra în diferite domenii, nu trebuie să fie exact sau doar zona cu care sunt confortabil sau dacă s-au obișnuit să se asocieze cu anumite persoane. Nu trebuie să colaboreze doar cu acele persoane. Să-și deschidă Să-și orizontul. deschidă orizontul, exact, pentru că vizionarul Uranus le sugerează acest lucru, dar și dacă s-au încadrat pe direcția de destin, grație acestui trigon Saturn-Uranus foarte frumos, nimeni și nimic nu-i mai poate abate de la drumul lor. Ei sunt destul de ambițioși în această perioadă, pentru că au foarte multe situații pe care trebuie să le rezolve. Pot exista și ușoare situații litigioase în această perioadă, nu știu, anumite procese sau anumite încurcături financiare pe care taurii trebuie să le deslușească și nu în ultimul rând ar trebui să știe cine le poartă noroc și cine le aduce ghinion. Este o perioadă foarte relevantă pentru a înțelege cum stau lucrurile și din acest punct de vedere. Mergem mai departe să vedem pentru nativii gemeni care